Ce răsturnare de situație în cazul tinerei vânzătoare care ar fi fost ucisă de tatăl patroanei magazinului. Presupusul criminal spune că nu-și amintește felul în care a comis această crimă, astfel că s-a dispus o expertiză psihiatrică în cazul acesta. Familia victimei se teme însă că bărbatul ar putea scăpa cu o pedeapsă mult prea ușoară în cazul acesta. Foarte greu. Nu sunt cuvinte. Familia mea este distrusă. Plângem în fiecare zi, cel puțin eu nu am cuvinte. Criminalul a fost depus o expertiză psihiatrică, din ce am înțeles, și pentru Alzheimer, ceva de genul. Nu știu acum dacă el cred că ar putea spune că nu-și amintește sau că nu a fost în toate mințile, pentru că o persoană, nu știu, la cât de nebun ai fi, nu ai putea să faci așa ceva unui copil, unei persoane care este și însărcinată în 4 luni, să o decapitezi. Eu am cerut ca parte civilă doamnei avocate care se ocupă de cazul nostru și despăgubiri, da, o să cerem tot ceea ce se poate, tot. Să fie distrus din toate punctele de vedere. Când iubitul fetiței mele, nu este foarte, foarte trist, este foarte, da, e mort înăuntru lui. Este foarte trist. Stă zi de zi la cimitir, de Crăciun a fost la cimitir, în noapte de Revelion a fost și a făcut Revelionul cu ea în cimitir. Familia lui nu ne-a contactat nimeni. Cer atâta, să se facă dreptate și cer și mă rog la bunul Dumnezeu să aibă cea mai mare pedeapsă și cel mai mare chin